Nu mai există niciun loc liber în secțiile ATI din București destinate celor cu infecția COVID. O spun reprezentanții unităților sanitare, care uneori s-au văzut nevoiți să le dea oxigen pacienților în saloanele de triaj pe scaune. Culmea este că în statistica de la Ministerul Sănătății figurează calibere zeci de locuri de terapie intensivă, dar asta pentru că se numără și paturile din spitalele care nu au încă circuitre pentru bolnavii de COVID. Situația devine critică și în țară, unde se strică unitățile mobile de terapie intensivă, iar medicii sunt epuizați. În niciunul din cele 9 spitale COVID sau suport COVID din București nu mai sunt locuri libere în ATI. Pacienții care au nevoie de oxigen fără a fi ventilați mecanic așteaptă uneori 10 de ore pentru un pat în terapie intensivă. La Marius Nasta a fost trimisă o unitate mobilă de ATI, iar managerul unității speră ca zilele viitoare să poată folosi și cele 12 paturi de aici, pe lângă cele 6 deja existente în spital. Sunt 40 de pacienți cu forme severe, pacienți care au nevoie de ventilație cu... Fluxuri mari de oxigen sunt cazuri foarte grave. Din fericire, încă nu necesită intubare orotraheală și de aceea pot fi menținuți pe secție. Iar spitalul colentina va interna din nou doar pacienți cu SARS-CoV 2. Pentru terapie intensivă vor fi disponibile 31 de paturi în loc de 8 câte sunt acum. Într-un răspuns pentru știrile ProTV, reprezentanții Ministerului Sănătății susțin că în acest moment în spitalele COVID și Suport COVID din capitală ar fi disponibile 62 de locuri de terapie intensivă. Am întrebat punctual fiecare manager în parte și niciunul nu a confirmat acest lucru. Din contră, au spus că nu mai au niciun pat liber. Autoritățile ar putea vorbi de locurile din spitalele de fază 3 și 4, însă acolo abia acum se organizează circuitele, așa că nu ar putea interna deocamdată în siguranță pacienți cu infecția. COVID. Problemele se adâncesc și în țară. La Timișoara, unitatea mobilă de terapie intensivă care funcționa în curtea spitalului de boli infecțioase s-a defectat. Din cauza supra-solicitării, tirul a rămas fără curent electric. Cei 10 pacienți din unitatea de terapie intensivă mobilă au fost mutați în secția de chirurgie toracică din cauza unor defecțiuni tehnice. Pacienții care erau deja internați acolo au fost transferați către alte spitale sau chiar în alte județe. Medicii de aici spun că au ajuns la capătul puterilor. Situația devine critică de la moment la moment și, de exemplu, nu știm ce o să facem mâine. Dacă vorbim de terapie intensivă, sunăm la DSU și va fi redistribuit la primul pat, care va fi liber în județele limitrofe. Iar dacă vorbim de pacienții ce necesită secție, ne înțelegem practic cu colegii noștri de la celelalte spitale să vedem unde mai sunt locuri. În spitalul județean Timișoara mai sunt trei locuri libere în ATI, însă pot fi ocupate oricând. Numărul de cazuri a crescut alarmant. Așteptăm astăzi sau mâine o decizie a DSP-ului și a Comitetului Județean de Situații de Urgență pentru a putea deschide o zonă roșie suplimentară fie la Casa Austria, fie la clădirea de ortopedie. Și la Iași, în Spitalul Modular din Lețcani, deschis la finalul săptămânii trecute, unitatea de terapie intensivă este complet blocată din cauza unei avarii apărute la una din cele patru stații de oxigen. Este echipă de tehnicieni acolo care lucrează. Informal am primit informația că s-ar putea ca săptămâna asta să fie rezolvată problema tehnică. Bolnavi aflați în stare critică sunt transferați în alte unități medicale din județele apropiate dacă au norocul să se găsească un loc liber. Niciun loc liber la compartimentul de terapie intensivă de la boli infecțioase. Pentru partea de terapie intensivă suntem în măsură să spunem că se fac în continuare verificări la stația de oxigen pentru a putea fi sigur că această stație funcționează la parametri maxim. În toată țara, în acest moment sunt 757 de bolnavi cu SARS-CoV-2 în secțiile de terapie intensivă. Urmărește cele mai tari show integral pe ProTV